Cum putem să ieșim din gaura asta neagră? Cred că pentru început ar fi și util să povestim puțin despre faptul că în ultima perioadă, într-adevăr, se vorbește foarte mult despre toată zona asta de emoționalitate, tot ce se întâmplă în interiorul nostru și nu de puține ori am auzit că depresia e așa o boală a oamenilor care își permit să sufere în felul acesta, lucru care, din păcate, este total neadevărat și este și ăsta un mecanism de apărare. Ai nevoie să-ți spui asta pentru a-ți ține în control emoțiile. Și tot apropo de ce spuneai, nu-i musai să ne gândim la Adi, putem să ne gândim la oricare dintre noi, pentru că noi ce știm acum și din știință este că fiecare dintre noi trecem cel puțin odată în viață printr-un episod intens, dificil, fie că este vorba de pierderea cuiva apropiat, de o despărțire, de până la urmă trecem prin pierderea oamenilor alături de care am trăit de-a lungul timpului. Și asta nu este un lucru ușor de gestionat, oricât de mult am normaliza că e firesc ca oamenii să plece din viața noastră sau să ni se întâmple lucruri dificile, tot simțim o emoție intensă. Acum, dificultatea vine cu faptul că nu știm ce să facem exact cu ceea ce ni se întâmplă. Și nu numai asta, că știi, mă gândeam apropo de depresie. Uite, pe mine când mă întreabă lumea, presa, de exemplu, ai avut momente, ai căzut vreodată în depresie? Parcă, nu știu, sunt niște sentimente așa contradictorii. Pe de o parte, parcă îmi vine să spun, parcă mi-e rușine să spun, știi? Sau poate nu recunosc, nu pot să accept că am intrat vreodată într-o depresie. După care stau și îmi pun întrebarea, dar ce e aia depresie? Oare atunci când am momente în care sunt mai tristă, letargică, parcă nu-mi vine să ies din pat. Uneori, dimineața, știi? Nu am energia necesară, nu am pofta să încep ziua. Plâng mai ușor, la orice prostie de film, nu știu. Asta ce e? Asta e depresie? Sau că eu nu știu ce să le zic. E depresie? Acum, toate emoțiile pe care noi le avem sunt privite pe un spectru. Așa. Atunci când și de multe ori se minimizează depresia prin a spune sunt depresivă azi sau știi cumva pun o etichetă unor senzații pe care le am, când episodul depresiv acela ca în carte care doare foarte tare este un episod care rănește mult, care vine cu o foarte puternică suferință, cu o foarte mare durere. Un șoc. E ca un șoc, e ca o, chiar dacă se instalează sinuos cumva, nu a apărut dintr-o dată depresia, ci au fost niște etape prin care am trecut până am ajuns într-un moment pe care îl percepem atât de intens. Dar orice emoție este pe un spectru. Pot să am la un capăt episodul depresiv, care e acela în care trec mai mult de 2, 3, 4 săptămâni, în care mi-e greu să ies din casă, mi-e greu să mă spăl, mi-e greu să mă îngrijesc, mi-e greu să mănânc, mi-e greu să avem ceea ce noi numim în psihologie hipersomnolență, dorm foarte mult sau mănânc poate foarte mult, unele persoane nu mănâncă deloc, altele mănâncă foarte mult. Iar la capătul celălalt de spectru avem anumite simptome care sunt din categoria depresiei, ca cele pe care le-ai descris mai devreme. Mă trezesc mai greu azi, poate și mâine, dar poi mâine reușesc să mă adun. Și aici e important să ne dăm seama și sunt câteva elemente la care să ne uităm. Pe de o parte, e important să ne uităm la istoricul familiei și a propriei persoane. Da, dar și totul se rezolvă. Până la urmă tot acolo trebuie să ajungem să scotocim, în copilărie, nu? Să scotocim în copilărie e așa cumva, mergem departe, dar putem doar să ne uităm cum îmi amintesc de oamenii din viața mea. Mi-amintesc mai degrabă triști, mi-amintesc mai degrabă fricoși, anxioși sau mi-amintesc mai degrabă ca fiind furioși. Practic, care este emoția centrală pe care eu am văzut-o de-a lungul creșterii mele la oamenii alături de care mi-am petrecut timpul? Și apoi să mă gândesc dacă semăn mai tare cu unul dintre ei. Pentru că noi știm în domeniul psihologiei că emoționalitatea sau trăsăturile acestea vin și dintr-un bagaj genetic. Și atunci e tare bine să mă uit și cum arată oamenii alături de care am crescut și să văd dacă eu am moștenit ceva, am în mine ceva din bagajul lor. Pentru că ne naștem cu niște trăsături care apoi ce fac este că ne facilitează apariția simptomatologiei depresive.